Sper să văd în zilele care urmează cât mai mulți elevi, tineri, curioși, care vor să afle cu mai multe lucruri, care din nou să continue aceste momente de impact. Și astfel de să-i fac următorul speaker, următorul vorbitor, Cătălin Ionașcu. Dacă putem să plecăm, nicio problemă. Dacă vreți să-i folosiți pe post de copai, ieșiți. Stați, e tot ok. Puteți să-i luați de aici, de la mine. Și vreau să-i ascultați. Poate a fost un mare avantaj pentru mine că m-a învățat să scriu, adică m-a învățat literele.
și să citesc. Asta înainte să învăț de la școală, adică înainte să de la școală. După aia, după ce am ajuns în clasa 1, când colegii mei învățau literele și să scrie frumos la, la caligrafie, eu deja citisem vreo două cărți, așa, bine, aici colo, și scrisesem deja câteva poezii. Adică am început să fac partea asta încă de la început. Și asta oarecum mi-a dat o direcție și m-a ajutat ca să văd cam în acest moment de mai departe. Să vedem un pic, dacă vă dau un pic. O să fac asta de câteva. Așa cum vă ziceam, asta este o poză cu mine când deja știam ce vreau să fac. Eram premiat în casă, în patru, eram o premiere. Vă spun că și printre voi sunt persoane care s-au găsit în situația asta, cel puțin în clasa 1 eram toți în premiul 1. Eram toți care meritam să termin în 1. Și dacă vă întrebați care sunt primii acolo, ești cel de acolo. Dar e un pic speriat și care se uită într-o parte să vadă ce se întâmplă în jurul lui. Și pe care nu m-a dat foarte de multe ale de cap. Da, tu ești la continuare. Adică fiindcă știam foarte mult ce vreau să fac. Știam că vreau să continui pe partea asta cu limba și literatura română. În clasa 6-a am co-înființat împreună cu profesoara de română și cu încă câțiva colegi din clasă prima revistă de, cum ar veni, revista școlii. Era prima revistă de literatură a școlii și am fost în școala generală numărul 8. Și acolo am făcut o revistă, asta a fost primul număr, pe numărul istoric, în martie 2003 apărut. Și de asemenea la acest număr, bine, eram în echipa de redacție, acolo am învățat cam primii pași în ce înseamnă să lucrez în echipă. Pentru că înainte când fusesem la clasă, la alte proiecte, nu mai aveam neapărat tangență cu asta, am învățat ce înseamnă să fii în echipă, ce înseamnă să încerc să-ți promovez puțin revista către ceilalte clase și așa mai departe, deci cam ce înseamnă partea asta de a fi într-o redacție. Mai departe, am trecut în liceu și, bineînțeles, legat de ce ziceam mai devreme cu partea generală, revista aceea vreau să vă spun că a continuat să fie scoasă multe numere și după ce am plecat eu din școală, dar au continuat tradiția. În liceu am început aceeași tradiție, pentru că aveam deja experiența anterioară, dar la un nivel un pic diferit. Adică deja eram la acel nivel în care foloseam Photoshop și în care puteam să intrăm și pe internet, într-o oarecare măsură atunci, în 2009, când am făcut acest lucru. Asta a fost primul număr al revistei liceului. S-a chemat punctul pe info, fiindcă eram la liceu de info, și la fel, împreună cu două profesoare de română, care erau foarte implicate în activități extrașcolare și care făceau foarte multe lucruri în afara școlii și, bineînțeles, proiecte cu diferiți, și cu francezi, și cu irlandezi, ca să vină, ca să plecăm noi, schimb de experiență și așa mai departe. Am făcut ceva pe lângă toate astea și noi să facem o altă revistă. Acolo am fost cu un șef la această revistă. La primele două numere, adică eram în clasa 10 și clasa 11. După aia, la 12, am părăsit echipa, lăsat pe alții să treacă mai departe această tradiție. Și a continuat doar încă două numere, adică n-am mai vrut foarte mult. Dar, ca idee, a avut un impact destul de mare. Am avut și interviuri cu colegi, cu profesori și câteva așa mici epistole sau... Că erau și poezii în care parodiam ceea ce făceau alți profesori la clasă, făceam așa mici glume. Era foarte interesantă abordarea. Chiar și am avut un interviu la un moment dat cu Dorin Mitru Brunariu, dacă cumva ați auzit de el, care a plecat de liceul de informatică acesta din Brașov, în care am fost și eu, și care a avut totuși oarecare succes. Atunci am învățat pe lângă ce înseamnă să conduci o echipă, adică eram redactor șef, trebuia să le zic tu să mergi acolo să iei interviu pe teren, cum era la vremea cu interviu pe teren și așa mai departe, astfel încât să muncim împreună să facem un astfel de număr de revistă. Și am stat lângă cel care a făcut coperta, cred că am stat vreo 4 ore să facă, să ne chinuim în Photoshop, să punem elementele la locul lor, dar așa am învățat. Practic am vrut să facem asta și tot ce am făcut pentru această revistă a fost în afara școlii. Și asta mai e încă ceva ce aș vrea să fac o paralelă un pic cu voi. Eu zic că voi sunteți implicați în activități extrașcolare. Puteți ține un pic, să vedem așa, ca și statistică. Deci cei de pe rândul din mijloc, mare parte, văd că domină. Ok, bun, super. Și aici, la activități, bineînțeles, nu mă refer la meditații sau la altul. Mă refer la activități extra. Eu, în același timp, în liceu, eram implicat și în trupa de teatru. Aveam așa oarecare... Înveță. Și tu ești în da? Super. Doar că, la un moment dat, bine, mi-am dat seama că actoria nu era chiar pentru mine. Am încercat, n-a ieșit, ok, deși îmi plăcea foarte mult, eram pasionat și de tot ce înseamnă teatru, tot ce înseamnă, cine știe, film, dar n-a ieșit. Am încercat apoi să scriu o piesă. Bine, prima oară am încercat să modific una, era deja scrisă, să schimb câteva personaje și am ce se întâmplă acolo, apoi să scriu una de la zero. N-a fost pusă să fie jucată, însă măcar am scris-o și am avut experiența asta. Bineînțeles,
După aceea, după ce am plecat cu partea asta cu liceu, bine, în același timp aveam să vă zic așa, o mică altă paralelă. Apropo, știu ce am auzit mai devreme spus de cluburi, de baruri, dar mi-e plăcea atunci foarte mult să mă distrez. Adică eram implicat în foarte multe activități, eram și în revistă, și la teatru, și mai făceam și, bine, alte meditații ce erau importante. Eram, adică făceam și câteva sporturi, în timpul liceului, aveam și orele. Și bineînțeles că pentru toate astea, îmi găsea mereu timp cumva să mă întâlnesc cu prietenii, să ieșim, să le distrăm, să facem să fie o seară bună când se putea. Deci ca idee că se poate face un echilibru între tot ceea ce faceți pe plan, bine, obligatoriu, care este școala, plus extrașcolar, care este recomandat. Pentru că dacă faceți ceva extrașcolar, practic vă implicați, în primul rând vă ajutați pe voi și plus de asta vă ajută foarte mult și pe voi în continuare. Adică veți vedea că de mult va conta și pentru CV-ul vostru ulterior peste niște ani, dar și pentru voi ca și experiență. O să vedeți ce diferență mare o să fie între voi și alții care concurează cu voi, poate pe același post undeva când vreți să vă angajați sau poate cine știe dacă face ceva pe cont propriu. Dar încercați cât mai mult, cât mai mult. Asta este cam unul dintre mesajele pe care vreau să le zic. Și apoi, pentru că v-am zis că mi-a făcut foarte mult partea asta ca să mă implic lucruri cât mai mult în afara școlii, în continuare, în viitor, ca să zic așa, am intrat aici, la această organizație. Am avut, din păcate, am avut tangență cu ei când eram în liceu. Însă știu că se făceau proiecte și pentru liceeni atunci, dar am avut, din păcate, această tangență. Sunt curios dintre voi. Câți ați auzit despre acest nume al organizației? Sunt ca la persoană. Super! Ce? Acum, ca idee, aici mi-am petrecut trei ani jumate din viața mea de facultate. Am făcut facultate de inginerie, apropo. Deci, chit că ziceam, am zis mai devreme că îmi place foarte mult să scriu și de mai departe, am trecut pe inginerie la facultate. Asta a fost așa, ca să echilibrez ceea ce vreau mai mult părinții să fac, din păcate. Trebuia să împac și partea asta, dar și să îmi împac mie oportunitățile, în ideea în care mă gândeam că dacă merg strict pe o facultate literară, ar trebui să mă gândesc după aceea să lucrez strict în acel domeniu. Deși mi-am dat seama după aceea și o să vă spun după aia că nu e chiar așa. Adică puteți să schimbați oricând, dacă vreți. Numai să vă doriți asta și să știți exact ce vreți. Ca idee, aici am stat foarte mulți ani. Și aici, bineînțeles, pentru că mie îmi plăcea, cum ziceam și înainte, să mă implic în chestii afara școlii, la fel am făcut și în facultate. Am avut cursă la facultate, deci m-am ținut să învăț. Și m-am ținut să învăț numai când mi-au spus părinții că e bine ca să știu, să învăț, ca să fiu după aceea inginer, ca să pot să lucrez, să câștig bine. Ăsta era practic gândul și ăsta era faptul că dacă fac ceva pe un domeniu tehnic, o să câștig bine după aia. Nu e neapărat așa, adică acum depinde fiecare cam ceea ce vrea să facă, în ce se implică, dar atâta timp cât sunteți buni în ceea ce faceți după aia, chit că nu este ceva ce au spus părinții, veți ajunge ca să faceți performanțe și să fiți apreciați pentru asta, pentru ceea ce faceți. Și de asta, experiența pe care am avut-o aici, în această organizație care a ieșit în Brașov, a contat foarte mult pentru mine și după aceea. Pentru că dacă până în momentul respectiv știam aproximativ cam ce vreau să fac, și mă refer asta la ce vreau să lucrez, aici a fost momentul crucial în care am aflat exact ce vreau să fac. În care, în facultate, pentru că până atunci nu aveam nicio idee, în facultate, chiar în anul 2, chiar în anul 3, deci aproape de a termina, după prima jumătate a ei, am învățat, adică am aflat exact care să fie drumul meu după aceea. Nu pot să-mi fac niciodată un plan pe termen foarte lung, adică în următorii 10 ani, cine știe unde să fiu, dar ca idee m-am gândit ce o să fac cel puțin în următorii 5 ani după ce termin facultatea. Anume să lucrez în marketing și comunicare. Cam asta a fost dorința mea principală.